Deputatul PSD Vasile Popeangă continuă războiul declarațiilor cu Ion Călinoiu și nu vrea să audă de demisie. Popeangă spune că așteaptă să fie exclus din PSD Gorj dacă cei din conducerea partidului chiar doresc acest lucru. În legătură cu declarațiile domnului Călinoiu, vreau să vă spun că le-am citit, aceste declarații, și vreau să fac următoarele comentarii. În primul rând, vreau să reamintesc domnului Ion Călinoiu Bâlcea că eu sunt un om demn și sunt un om și de onoare și de aceea îl las să-și continue și ultima acțiune, și anume aceea de a mă exclude din Partidul Social Democrat, pentru că celelalte le-a făcut fără să-l împiedic. Și anume, nu m-a invitat la Comitetul Executiv, nu m-a trecut pe liste ca delegat la Conferința Județeană și m-a și revocat din funcția de vicepreședinte. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că el ar trebui să aibă demnitatea și tăria de bărbat și să-și ducă până la capăt ceea ce și-a propus. După ce săptămâna trecută a pierdut funcția de vicepreședinte al PSD Gorj, Popeangă riscă acum excluderea din partid. Deputatul spune că va demisiona doar după ce Ion Călinoiu își va pierde mandatul din cauza problemelor de incompatibilitate. Eu nu îl împiedic sub nicio formă și îl asigur că nu o să fac niciun fel de comentariu. De asemenea, am constatat că domnul Călinoiu îmi cere demisia pentru că nu sunt compatibil cu principiile impuse de domnia sa în PSD, și anume principiile de integritate, de cinste, de profesionalism, de caracter, de moralitate și alte principii pe care domnul Călinoiu, prin însăși activitatea și comportamentul dumnealui, le-a impus în PSD. De aceea cred că în comparație cu el nu îndeplinesc aceste criterii și încă o dată are prilejul să îmi propună excluderea din Partidul Social Democrat. Vasile Popeangă spune că sunt organe abilitate ale statului care pot verifica activitatea lui Ion Călinoiu, așa că nu trebuie să mai dea el informații despre președintele Consiliului Județean. Sunt instituții ale statului care știu foarte bine ceea ce a făcut domnul Călinoiu și pe linie politică și pe linie administrativă în funcțiile pe care le-a avut, și sunt și oameni care pot să facă acest lucru. În ceea ce îl privește pe el, vreau să îl asigur că n-are ce să spună despre mine, pentru că nu l-a aruncat absolut nimic personal. Nici măcar să angajeze pe cineva în sistemul de sănătate pe care l-a coordonat cu foarte multă competență. Și președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, consideră că neînțelegerile dintre Vasile Popeangă și Ion Călinoiu nu pot continua la nesfârșit.